momentul ăla care îți vine să dai delete la viața de zi, nu ce ce te rugi că nu mai poți, nu mai poți, mă. Cum să fie mai așa ceva, mă. Bă, milionilor, mi-am instalat internet de 500 de mega. Și la final, după ce pleacă domnii noștri instalatori, și lui șa, bă, dau un mare speed test, bă, ca să mă bucur și eu de internet. Zic, internet, valoare României, sănătate și noroc, bă. Și nu mă văd că scrie acolo 92 de megabytes, că se încarcă. Zic, ce se întâmplă? Cum dracu mi-a tras internet de 500 deja am același internet de căcacita. Era afară cu mașina aici și l-a dus la magazin să-și ia ceva de crăpăt, mă, și îl întreb și zic, bă, dar de ce tot netul meu e tot de 22, știi? Adică de 100 de mega, mă, și zice, pana mea, după ce faci tot arăboaica vin ca să zice că trebuie să placă din campait. Cum dracu e posibil așa ceva? Placă din campait. Ce dragnea miază. Eu mă trebuie să caut. Trebuie să caut două. Poate ambulanul, bă, și am două soluții. Ori unul să caută. Nu știu dacă sunt USB-uri, că am uitat un pic pe internet. S-ar putea să fie anumite USB-uri din astea Gigabyte, gen care transpune, știi, bagi internetul în ea și pe el bagi USB-ul în calculator și îți merge cu Gigabyte. Nu sunt sigur dacă e ok dintre ăsta. Dacă nu găsesc chestia asta, o să trebuiască să schimb fucking toată placa! Te schimb toată placa! Trebuie curățat, trebuie să cumpăr pastă pentru procesor, trebuie să fac curată în el ca să pot să-l iau să amplez în celălalt, trebuie... Vai, din celălalt... Blestemii lui Trumpi să fie pe morți și cine dracu a făcut internet gigabyte. Da, rest tot e bun și frumoase, bă. Vă pupucos, bă.